Salutare lume și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Good Game Empire. Turnirul s-a întors, a plecat acum 5 zile și pe forum a scris că ne-a plăcut extrem de mult, așa că l-au băgat din nou. Din câte am înțeles, o să reintroduc PNL care o să fie la top 25. Văd că acum au lăsat piatra de 10 și piatra aleatorie de level 9. L-au băgat și sub pretextul de a mai face niște puncte și la campionatul ăsta de Smarald. Acum nu știu, eu mă aștept la oferte cu bonusurile astea de boostere, da? Boostere de sezon. Deci, încă o modalitate de a mai stoarce niște bani de pe unele persoane, pentru că unele probabil vor să prindă un top 100 și atunci își bagă niște oferte cu boostere și evident că se mai fac niște puncte și bănuți pentru ei. Bun, hai să lăsăm asta la o parte. Shop-ul de la Nomaz încă este activ 8 ore. Oricum am cumpărat tablete pentru a intra în top 100 la eventul acesta lunar, doar că s-a prelungit cu corbii ăștia care au apărut așa din senin. Bine, era cam de așteptat să se prelungească pentru că totuși s-a terminat cam repede, mai erau aproape 4 zile în care nu era niciun eveniment. Sunt pe locul 102, acum o să reintru în top 100 până diseară oricum, am timp să dau. La străini sunt pe locul 70 și ceva, 72 chiar. A venit SUA 1, am prins 2 sau 3 străini destul de ok, deci nu pot să mă plâng că nu am prins nimica. Și hai să vă arăt rapoartele ca să le vedeți și voi. Deci ăsta este un train cu 2400 unde a băgat steaguri de 4%, da? Un train cu 5-6 putere în curte, din cauza asta am pierdut chiar atât de mulți. Un train cu aproape 6000 de def unde am luat 1.070.000 glorie. Deci eu zic că ăsta a ieșit super ok raportul. În afară de scuturile cu țepi și mașinile de asediu, eu am pus standard de peste tot. Și aici un raport cu un străin de 3000, aproape 3700, unde am luat 624 de miglore și am avut pierderi destul de micuțe pentru că am dat cu oror de aproape corbița și a avut destul de multă distanță în curte încât mi-a permis să pierd destul de puțin și am luat enorm de multă glorie. Deci a ieșit super ok raportul acesta, mi-a plăcut foarte mult. Am dat aseară pe Game of Thrones un organizat și am dat și eu un nou atac, m-am dus cu 9 full-uri. Ideea e că am fost să fac un duș, am venit la PC, am citit masul, l-am citit prea târziu pentru că s-a dat cu vreo 2 ore înainte și nu am apucat să-l citesc, așa că în vreo 6 minute am dat 9 atacuri. Deci le-am cam bully cei drept, am scos 2 rapoarte ceva mai nașpa. Dar na, se mai întâmplă, nu am fost atent când am pus atacul, efectiv am venit repede unde am soldații, unelte, tatatam și am început să dau atacuri, am simulat random pe cineva, am găsit defensivă și am început să dau ca nebună. Ok, aici am spart 5900 din 1700, nu e un raport chiar rău, dar ideea e că am dat cu terori și problema principală a fost că am băgat multe terori de distanță fără să-mi dau seama și am pus abia 260 de aproape. Tipul respectiv avea undeva la 6 sau 7000 de dev de distanță și restul de aproape, ceea ce m-a cam încurcat cei drept. Adică na, am spart aproape 6000. M-a ținut până în valul 6 unde am reușit să intru într-un final. Am pus făclieri și făclieri veteran, mi se pare, cu bombe. Plus că corbița are doar 35% limită pe flank, deci na, până la urmă putea să mă țină dacă mai trimitea ceva să las mai bun cei pe acolo, dar oricum am trecut, deci asta e cel mai important. Și na, până la urmă n-am rupt chiar prost, am mai băgat și 100 de sting, dar deși am luat 226 ca glorie. Aici iarăși am avut un raport mai slăbuț, pentru că am avut aici, de exemplu, samuraiul. Da, defensiva a fost cam jumii-juma. Pe lume a fost comandantul, am greșit comandantul și am dat costă de NPC-uri în loc să dau cu străinul, are doar 5-4 putere în curte și chestia asta m-a costat destul de multe blonde. Mă rog, oricum l-am ars, așa.
Aici a avut, cred că atac, ceva de genul, da, deci a avut aici, am pierdut extrem de puțini. Aici mi-a băgat pompier, aici am primit poartă, pompier, aici n-a băgat pompier, deci arde destul de urât acum, dacă ne uităm aici pe el, da, deci arde destul de urât. Cred că și pe Daniel am ars destul de bine, nici nu m-am uitat aseară, sincer, efectiv am dat atacurile, m-am pus să mă uit la ceva și după am deschis rapoartele, da, văd că am ars și aici destul de urât. Așa, și ultima raport unde este din nou pompierul. Ok, acum am dat recent spionajele pe străini și o chestie este interesantă, nu știu, cred că v-am mai zis și în trecut. De exemplu, la SUA 1 unde vin de multe ori străini foarte mari, ieri am primit un străin cu 1000 de atac, da, 1000 de atac, multe orori și ceva ciciunghes pe acolo. Și am zis, hai că nu-l atac și să-l las până mâine dimineață și uite că am avut dreptate și a apărut, deci erau ororile astea, bine, erau mai multe orori, erau undeva la 400 de distanță, 400 de aproape și niște soldați pe acolo, mai pe lângă și uite, văd că s-au împuținat, au apărut în schimb asasini, au apărut arbaletrie din garda regelui și aproape 2000 de defensivă. Da, de fapt e 2000 de defensivă, ceea ce e un lucru ok. Nu o să dau cu standard de pe acesta pentru că nu are 3200 de dev. O să dau cu steaguri de 4%, deci o să fie ok. Deși cred că aș putea să bag cu steaguri de 3. Nu contează oricum, e ok, mai consumă și din astea de 4. Toată chestia cu SUA 1 că este destul de costisitor, într-adevăr îți vin străini foarte mari și îți place foarte mult când prin străini mai și rup și faci o groază de glorie, dar partea proastă e că la fel fac și restul, da? Am dat ieri destul de tare până la urmă pentru că eram pe locul 49 la glorie și dacă scădeam pe 51 nu mai puteam să recrutez blonde. Acum mă aflu destul de bine, sunt pe 31. Aseară am fost pe locul 15 la o diferență de 300.000 de locul 10. Bine, era o diferență mai mare, dar așa mi-arăta pe titlu, da? Oricum e bine, zic eu, adică sunt pe locul 72, acum nu și mai fac vreo 300.000 de glorie, bine, nu 300.000 nu știu dacă fac, dar undeva la 250.000, deci o să urc la 3.600.000, adică pe aici, pe locul 60, pe undeva o să ajung. Nu știu dacă o să trag la top 50, nu știu dacă merită, dar oricum dacă mai prind un străin cu 6-7.000, iau peste 1.000.000 glorie, deci o să mă scutească de ceva efort. Na, la suma nu-mi place pentru că toată lumea prinde străin mare, da, deci automat se consumă o groază de standarde. În al doilea rând, prinzi străini micuți mari, adică micuți mari, la ce mă refer, prinzi foarte mulți străini cu 1000 și 1500 și ți-e milă să bați steaguri, da? Deci bați steaguri de 1 maxim până în 2%, deci nu prea se merită. Îmi place mai mult, de exemplu, când este un event simplu, gen Bulgaria sau Turcia, deși da, mă enervez că dau 100 de atacuri până vine un străin mare, dar și când îți vine un străin cu 5000 și faci aproape 1.000.000 glorie, ai urcat foarte mult în top și nu mai trebuie să-ți consumi steagurile, consumi doar soldații. În schimb, aici la SUA consumi și soldați și stindare. Acum, na, e mai ușor de făcut decorativ asta cu 2 milioane în caz că vrei să tragi doar pentru ea. Asta este oarecum un avantaj. Apropo de decorativă, hai să mergem să o punem pe piscă, am luat-o aseară. Acum am reușit aici să ridic producția destul de mult, am mai băgat ieri la Technicus vreo 3 sau 4 grânare instant, asta termin acum la level 30, după mă apuc de asta de 75%. Și acum avem 17.983. Hai să vedem unde îl punem pe ăsta, că nu prea am idee unde să-l mai pun. Uite, îl putem pune aici. Așa. Și acum avem 18.000 și 16. În sfârșit am reușit să ridic și aici producția la 18.000. Mă apropii încet încet de targetul meu. Am dat o tură de spionaje și am prins niște străini destul de ok și chiar nu mă așteptam să prind într-o tură de spionaje chiar atât de mulți. Asta este a doua oră când dau pe ei astăzi. Din păcate am uitat să salvez raportul ăla unde am dat cu steagurile de 4%, am luat undeva la 330.000 de puncte de glorie, dacă mi-aduc bine aminte. Acum sunt clasat pe locul 60,
cu 3.809.000. Deci am luat destul de bine. Și am prins aici un string cu 1.500, unul cu 1.455, unul cu 2.800, unul cu 1.400, 644, 522 și 805. Dar a fost foarte amuzant pentru că am dat spionajele astea și efectiv au intrat una după alta străinii cu defensivă multă și mi se pare destul de amuzant. Bun, hai să dăm primul atac. Deci aici voi băga full standarde pentru că o să iau destul de bine, undeva la 500.000 de glorie. Acum nu știu dacă exact iau 500.000, dar aproape de 500.000, deci e destul de bine. Toată chestia e că am stricat cam multe standarde tura asta. Am ajuns deja cu atacul ăsta să stric undeva la 3.000. Da, sună ciudat că am stricat doar 3.000, dar sunt ture în care am stricat doar 900 și am luat topul până la urmă. Îmi place să dau la săriniștea cu multă defensivă atacurile pe pene ca să fiu sigur că nu se resetează într-un fel, pentru că am mai pățit chestii de genul de s-au resetat și am dat pe monede, dar vreau să mă asigur. Bun. Aici am dat cu steagul de 3%, la fel vom da și la restul de 1500. Deci am dat pe acesta, am dat pe acesta, n-am dat de fapt. Asta se are majoritar în curte. Stai, am deschis asta greșit. Deci are, văd că mult aproape. Cam la fel. Va merge cu distanță, că am cam multă distanță acum și o mai omor puțin. Așa. Punem din astea și dăm cu steaguri de 3. Deși pare o risipă să dai cu steaguri de 3 la 3.500 la SUA, nu știu, prefer acum să dau cu mai multe steaguri decât să dau la sfârșitul evenimentului, mai ales că nu o să am extraordinar de mult timp, deci mai spargem un pic de steaguri și o să dau turele viitoare de străini și corbi cu mai puține, da, o să le refac oarecum. Oricum, am acum suficient cât să mai fac o corbiță și jumătate, deci nu e niciun stres. Bun, dăm și atacul acesta, pam. Și vedem ce mai avem pe aici, 522. Mai dăm și atacul ăsta. Mai dăm atac și pe străinul acesta. Așa, pam, 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 o să-l dăm pe monede. Următorul, stai că ăsta a fost de fapt. Asta e cu 805, asta trebuie să-l pun cu unelte. 644, pam, mai dăm și ăsta așa. Dar foarte mulți străini care au configurații de genul, au pe un singur flanc, da, toată defensiva și pot să intri foarte ușor în curte. Acum pe ăsta și pe celălalt o să dau cu unelte, deci avem 150 cu 70. Mai punem și așa. Așa, deci primul val vine kamikaze și în rest băgăm soldați. Poate mă întrebați de ce dau culorile. Faza e că am avut foarte mult și cred că am zis asta și în episoadele trecute. Și din cauza aceasta mi s-a blocat un avampost în direct, da, și nu am putut face nimic. Acum am pierdut fulula de teror aseară. Am mai dat acum și pe străini, deci am mai pierdut ceva și pot să mobilizez mai mulți soldați pe avampostul acela. Deci, din punctul meu de vedere, este mult, mult mai ok. Am transferat niște soldați de pe regate, că am pierdut ieri ceva cam mult, dar cred că i-am transferat cam degeaba pentru că o să încep să-i refac și, până la urmă, îi refaci din mers. Am uitat că am full screen acum la joc și nu mă las să bag din tastatură. Asta că aveam 150, deci lăsăm 11 aici. 6 berbeci. Bun, punem și asta pe centru. Deși cred că aveam o fantă pe centru și ar merge să punem doar 12 fonte. Nu mai țin minte acum exact. Mai bine nu mă risc și dau așa. Au intrat și atacurile. Asta este fără niciun steag. Acesta este cu full standard de 529.000 de puncte de glorie, am pierdut destul de puțin. Acesta este cu steagurile de 3%, da? Am luat foarte bine și la acest străin. Aici avem 180.000 cu străini de 1700, bine, din care 300 este miliție. Așa, și ultimul unde am luat 167.000.
unde a fost doar defensivă. Da, deci am luat foarte bine aceste 4 atacuri și acum avem 4.884.000, probabil o să fac vreo 5 milioane astăzi din atacuri din astea simple, ca să mai fac niște puncte pentru acest eveniment lunar, că sunt doar pe 99 și vreau neapărat top 100. Mai fac și niște puncte pentru alianță, ca să luăm unul la turnir. Și eu zic că e o tură foarte bună, uite că ajung imediat și în top 10, bine, oricum au mai prins și alții străini buni, deci nu cred că o să ajung pe repede, dar oricum nu cred că m-ar avantaja pe mine neapărat acel titlu. Bine, totuși e 10% bonus ofensiv, dar se duce destul de repede pentru că totuși e top 10 pe server, deci na. În fine, oricum am prins foarte mulți străini buni și eu sunt mulțumit momentan de tura aceasta. Vedem cum o să fie la final și facem un mic bilanț al soldaților pierduți și al uneltelor folosite tura aceasta. Bun, fraților, mai sunt aproximativ 40 de secunde până se termină și turnirul. Al doilea turnir de pe anul acesta, din nou suntem locul 1, am făcut ceva mai puține puncte pentru că nu au fost nomazii sau samurai și am făcut doar din străini. Hai să vedem cine e pe locul 10, Devil Angels, ok, și top 25 cine a prins, Dreams of Angels, ok, așa, văd că pe prima pagină sunt cam aceleași alianțe care au fost și data trecută, în afară de vreo 2 sau 3, și aici prind-o bine, aici de obicei alianțele care au mai mulți jucători, evident că prind și topul pentru că se joacă la evenimente. Bun. Hai cam la cele două decorative, o piatră de întoarcere, piatră de 10, putere în curte, hai să vedem, punem pe Apollo, iar asta îl punem pe Osiris. Bun. Acum a mai rămas eventul lunar, care mai ține 58 de minute, sunt pe locul 94. Și străinii, mă rog, corbii, care mai țin încă jumătate de oră, am 8.929.000 de puncte, sunt pe locul 55, nu am plănuit să trag la locul 50, de aceea nici nu mă strofoc prea tare. Nu știu, am mai dat o tură de spionaj, n-am mai venit nimic. Seara m-am trezit, mă rog, aseara, azi dimineața m-am trezit pe ora 3, pentru că mă culcasem la 7, m-a luat așa un somn grav și o durere de cap. Și m-am trezit așa miraculos pe ora 3. Și am început să dau pe ei și am urcat atunci în topul lunar și am urcat și în topul acesta. Dar am zis că nu merită să bag mai multe standarde pentru că am pierdut undeva la 6.000 de standarde deja tura asta și nu merită. Deci pentru încă 2.000 de standarde stricate în top 50 nu merită deloc. Mai bine țin alea 2.000 de standarde și le voi consuma când vine o altă tură și prind unul cu 1.500-2.000 le consum atunci și știu măcar că am un top asigurat. Bun, hai să mergem pe Osiris să punem decorativa. Acum am aici am avut, mă rog, primul a intrat, atac de la Metamorfi. Știu că am câștigat, pentru că... Ok, a venit cu ăștia și m-a apărat cu blonde. A, bine, uneltele nu se iau în considerare oricum. Pentru că în momentul în care apel nu se consumă, deci este ok. Am mai primit încă una din asta de 205 de la eventul lunar. Nu știu cum să le pun sincer acum. Deci practic sunt 3-3. Cum să facem? Trebuie să punem una. Stai să vedem. Deci punem unul de asta. Unul de asta. Punem încă o zeiță. Scoatem pe asta. Uite, punem așa. Scoatem unul de ăsta, îl mutăm așa. Pam, așa. Ba nu e bine. Uite așa. Și punem zeița. Pam, așa. E ok? Arată destul de ok, nu pot să zic că arată rău. Deși astea cu 205 sunt în minus, dar eu zic că mai bine să aibă un pic de culoare avampostul decât să aibă o producție extraordinar de mare. Oricum nu e o diferență enormă, deci e ok, zic eu. Bun, hai să vedem unde punem asta pe pisc, pentru că avem deja una aici în centru. Eu mă gândeam să scot astea, mă rog, să scot asta. Uite așa, hai să vedem cum arată. Scoatem și castelul ororilor, așa. Opa, stai că am dat pe ofertă. Punem, uite, așa. Și ar trebui să mai fie aici, unde e cealaltă?
Oh, stai, lol, e aici, n-am băgat în inventar. Am găsit că am băgat în inventar. Deja m-am speriat că nu. Hai să vedem. Dacă nu nimerez din nou aici. Deci, punem, uite așa. Arată prea splendid, dar cred că e mai ok, așa. Și atunci, uite, scoatem ăsta. O punem grota. Așa. Hai, așa. Aici în centru nu știu ce să pun. Aș putea să pun, uite, unul de asta eventual. Și mai pun, uite, aici. Bun, și mai punem aici. Pentru că au aceeași ordine publică oricum. În locul acestui castel vom pune încă o grotă însângerată. Și, aici, și vom pune aici castelul ororilor. Acum nu știu, e prea dimineață încă și nu prea știu cum să le pun. Deși astea arată mai frumos, cred că aici mai în față. Oricum e prea complicat aici, piscol e amestecat cu toate tipurile de decorative. Aștept să iau mai multe și o să le reorganizez eu într-o zi când o să am chef și inspirație. Stai să schimb acum blazonul la loc. Chiar dacă tot am pus ăla, să vedem cât avem acum. De fapt, nu. Mai punem și asta de la corp și ne uităm atunci cât avem pe pisc. La Alianță avem 307 milioane. Făcut destul de mult. N-a mai fost SUA de mult timp. Adică gen să fie SUA 1 și să avem timp de evenimente. Deci am făcut destul de multe. Locul 1 este la noi evident. 21 de milioane 683. Și cam prima pagină e plină de jucători de la noi și în general topul, dacă ne uităm până în top 100, e plin de jucători de X. Bun, fraților, s-a dus și evenimentul lunar. Am prins top 100, am ieșit pe locul 90. Am luat articolul ăsta de level 9 pentru mărirea producției de bază. Hai să vedem, am mai luat o piatră de castelan de 11 limită pe zid, ok. Și piatra de level 10. Nu prea am ce să mai fac cu piatra aia de 11, pentru că, uitați-vă, am deja două, plus asta de level 12, plus două, ba nu, plus 3 pe castelul acesta și încă două pe castelul acesta. Deci chiar nu am ce să mai fac cu ele. Și practic am 5, 6, 7 bucăți și nu mai am pe ce să le pun, pentru că restul castelanelor sunt compuși din 9 piese și nu prea am pe ce să le arunc. Bun, acum hai să mergem pe pisc și să punem decorativa, dar înainte de asta, de fapt, hai să mergem pe nisip. Facem o altă chestie. Vreau să pun asta de level 9 aici pe nisip ca să mărești mai mult producția. Și acum avem 20.947. Hai să vedem unde sunt astea. Deci aici avem de level 9, level 8. Asta vreau să o scot. Să pun asta de level 9, în schimb. Și stai să văd. Deci am 3 aici, dar ar trebui să am mai multe. Uite, aici sunt. Deci am și pe 5-6 și pe 42. Vreau să scot și asta de pe 5-6. Și să pun, uite, așa. Hai să vedem cât avem acum. Avem 21.138. Deci am sărit de 21.000 și pe nisip. Hai să vedem acum pe pisc. Aici nu știu dacă am pus 3 sau 4, dar dacă am pus doar 3 articole, o să punem și articolul acesta de level 7. Hai să vedem, acum avem 18.226. Bine, lipsește aici un articol. Am vrut să pun aici crota, dar am zis că las loc deja. Hai să vedem. Ce avem pe 1, 2, 3. Și punem și pe ăla de 56. Uite, pe ăsta mai exact. Scoatem pe ăsta. Punem așa. Și le cotăm și pe cel de 42% sau ceva de genul, nu mai știu cât are. Da, 42%. Scoatem, uite, așa și punem pam. Așa, punem și decorativa de locul 1, care are 285 ordine publică. Și am avut 18.200 și ceva și acum avem 18.634. Hai că mergem. Nu știu câte cărămizi am pe aici, dacă am undeva la 200. A, cărămizi, doamne, nisip, am vrut să zic. Nu mai am nisip deloc, deci mai am nou nisip. Deci, da. Oricum, e bine, am mărit destul de mult producția, am pus asta aici pe margini, parcă arată mai bine. Și acum începe încet încet să prindă formă și aici. Deci cred că am zis asta de vreo 10.000 de ori, când începe încet să prindă formă. Ce nu știu de câte ori m-am repetat. La Glorie sunt pe locul 32 acum, cu 10 milioane de puncte. Bine, asta scade
în fiecare zi câte 10%, deci pierde destul de multă glorie. S-a mărit destul de mult top-ul în tura aceasta pentru că ne-am băgat foarte mulți din DX și am umflat top-ul ca lumea. Singura chestie nașpa care mi s-a întâmplat acum a fost o penuire pe principal. Am vrut să trag la top 50 aseară pentru că eram destul de aproape, dar mi-au dezertat foarte mulți soldați din cauza unui bug. Mai exact, am trimis 50.000 de hrană pe principal. Zic, hai să fie până dau pe străi și jefuiesc de acolo. Și am dat toți soldații, am zis hai să dau un refresh paginii ca să meargă totul mai ok și între timp ce dau pe străi să mă uit și la un anime. Și când am dat refresh-ul și am intrat, mi-a scris direct penuire alimente cu 50.000 de hrană în castel. Da? Deci mi-au dezertat aproape 22.000 de unități din castelul principal cu 50.000 de hrană în castel. Am dat deja ticket, acum fiind sâmbătă, nu știu, mai aștept până luni marți, atunci ar trebui să fie procesat și tichetul meu în caz că nu sunt prea multe tichete și nu ajung la mine. Dar foarte nașpa situația, adică am să-mi bag și un pic la samurai, să mă dau și pe corp, puteam să iau și locul 50, adică am fost la o diferență de 6-700.000 de glorie, deci era extrem de ușor de luat, dar na, asta e, deci asta e până acum cea mai mare penire a mea. Mai am, uite, acum 18 luni, deci tot pe principal cu 16.000, aici nu m-am putut conecta pe joc deloc. Și mi-au dezdat într-un final. Aici 22.000 de unități. Da. Super tare. Văd că avansez destul de mult. Am scăzut și foarte mult la putere. Am 1.042.000 de la 1.300.000 cât am avut săptămâna aceasta la început. Deci, practic, weekendul ăsta nu o să trebuiască să intru pe joc pentru că nu-mi dezertează absolut nimic. Dacă ne uităm aici, uite, pe principal am plus 14.000, pe Hades 1.900 pe plus, pe Osiris plus 16. Pe Afrodita aproape 8.000 pe plus, pe Gheață 5.500, pe Horus 2.400, iar pe Apollo 1.900 pe plus. Deci sunt pe plus pe tot contul și efectiv nu am ce să fac acum, am să-l las puțin, pe turnul nu dau, pe Samurai nu mai dau pentru că mi s-au dus cam toți soldații. Deci probabil o să aștept străinii viitori care vin după samurai ăștia, deci în 3 zile mă refac foarte bine cu soldații, dau 3-4 festine pe zi, deci e ok. În cazul în care mi se vor restituși soldații pierduți, o să am un surplus destul de mare de soldați, deci o să mai pot trage și la următorul top. Hai să punem și piatra pe corbiță, dacă tot am luat-o, să nu mai ocupe și asta loc în inventar. Deci am atâtea chestii deja în inventar că nu mai știu ce să fac cu ele. Mă tot gândesc să mă apuc să le vând sau ce Dumnezeu să fac pentru că efectiv sunt prea multe și sunt multe dubluri. Adică am avut ieri platoșa aceasta, asta e care e, cred că e pe pagina 2. Uite, platoșa asta o am de 2 ore, am avut-o de 4 ore, frate. Deci nu m-am dat seama că o am de 4 ore și am vândut două bucăți, am lăsat pe astea care au pietre și plus astea de la străini, uitați-vă, 3 bucăți duse la plus 20. Și stau în inventar, nu am ce să fac cu ele. Cred că o să vând vreo două, sau cel puțin una o vând. Deci aș putea să le las că o să fie un comandant mai bun decât corbița la curte. Aș putea să le las și le voi consuma când vorbim și restul pieselor. Oricum mai am nevoie acum de două pietre și termin și a doua corbiță. Când termin corbița de dus la maxim cu pietrele, o să băgăm și la Technicus. Momentan nu are rost să bag. Chestia nașpa cu corbii ăștia a fost că mi-am cheltuit și monedele. Am vrut să ajung la 100 de milioane săptămâna aceasta, dar am tot recrutat pe blonde, da, s-au dus. Și ca urmare a dezertării a trebuit să transfer pe verde vreo 15.000 de soldați de pregate și m-a costat undeva la 2-3 milioane. Deci destul de nașpa situația. Oricum, weekendul ăsta mă bag la anime. M-am apucat de un anime numit Monster. E foarte bun. E pe aceeași tematică, dar nu chiar aceeași tematică. Îți da aceeași sentiment ca și Death Note, doar că este mai puțin cunoscut, este mai vechi, dar e foarte fain. M-a atras din primul episod, m-am uitat la primele două episoade cât am mai dat pe Corbea azi noapte. Și diseară o să mă apuc să mă uit, nu știu, la vreo 10-20 de episoade, așa încet, încet, nu știu, e un anime care merită urmărit noaptea pentru că e liniște
și îți dă un sentiment diferit față de cum te-ai uitat ziua. Bun, fraților, au trecut și niște evenimente, mai exact samurai străini și turnirul care a fost între străini și nomazii de acum. Nu le-am filmat pentru că mulți dintre voi v-ați plâns de faptul că postez episoade care au fost filmate în urmă cu 2 săptămâni, 1 săptămână jumate, unele chiar 3 săptămâni când am jucat la mai multe evenimente și am hotărât să fac o mică pauză de filmare și să joc pur și simplu, așa mai moderat, ca să zicem așa. Între timp am luat locul 1 la străini, top 20 la samurai și locul 1 la turnir. Acum vom pune decorativele și ne vom uita cu cât crește producția peste tot. Bun, deci pe pisc avem acum 18.910 pe oră. Punem decorativele. Asta de la turniu vreau să pun, uite aici, în mijloc. Așa cum avem 3 bucăți, o să mai pun încă 2, probabil. Sau aș putea să pun mai multe, pentru că am destul de multe decorative de înlocuit. Deci, cred că ar fi ok să pun chiar 7 bucăți. Bineînțeles că nu o să mai vină și o să mai luăm locul 1. O să mai vină luna asta, pe la mijlocul lunii, deci atunci probabil o să tragem din nou. Și aceasta este decorativa de la locul 1, de la străini. Așa și acum avem 992, deci ne-am mărit producția cu 82 de pâinici pe oră. Așa, hai să mergem pe HD să punem decorativa de la samurai. Aici vreau să scot lumina dâncurilor. Deci acum avem 23.079 pentru că am pierdut titlul de hrană de la Berimon, deci a scăzut destul de mult peste tot. Oricum e destul de ok, chiar și așa fără titlu, deci eu sunt destul de mulțumit. Și acum avem 23.122 și pe Osiris avem depus ultima decorativă care este de la turnir, de la top 10, încă o zeiță a naturii. Acum avem 21.749. Diferența este extrem de mică. Aici avem 220 Fântâna Păcii și 250 Zeița Naturii, deci diferență de 30. Dar totuși se simte. Avem acum 21.766 pe oră. Bun, și cam atât ar fi cu acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Episodul următor va fi cu update-ul de anumazi, cu niște rapoarte de la Han și ne auzim atunci, adică sâmbătă. Bye bye!